Astăzi este ziua olimpică, o sărbătoare a sportului, a sănătății și a momentelor petrecute împreună. Astfel, un eveniment deosebit a fost realizat în municipiul Orșova, unde au fost organizate activități sportive variate pentru micuții pasionați de mișcare. Ziua Olimpică este o sărbătoare anuală a sportului, ce marchează ziua înființării Comitetului Olimpic Internațional la Paris în 1894, atunci când Pierre de Coubertin a reînviat Jocurile Olimpice antice. Evenimentele organizate în toată lumea au rolul de a-i motiva pe oameni să fie activi și să facă mișcare cu un scop. Octavian Popescu, inspectorul principal al Direcției Județene de Sport Mehedinți, a promovat întotdeauna mișcarea drept stil de viață, încurajând oamenii din toate categoriile de vârstă să practice sport, indiferent de ce aleg. Astăzi, în cadrul competiției sportive organizate de Comitetul Olimpic Român, partenerat cu Direcția Județeană de Sport Mehedinți, a fost organizată o competiție la fotbal și la handbal. Am avut plăcerea să fim alături de jucătorii sportivi de CSS la handbal. Mi-a făcut deosebită plăcere să văd că în municipiul Orșova există posibilitatea și dorința de a face mai mult sport. În ultimele luni au mai fost desfășurate în municipiul Orșova competiții sportive la fotbal, la handbal și pe parcursul anului vor mai urma și alte competiții. Vă așteptăm cu drag în continuare alături de noi, atât primăria municipiului Orșova, cât și liceele și frumusețea zilei olimpice constă în faptul că nu contează modul în care este sărbătorită, atâta timp cât ajută oamenii să se miște, să învețe, să se descopere prin sport. În cadrul evenimentului organizat la Orșova cu ocazia Zilei Olimpice, au fost desfășurate mai multe activități sportive, printre care fotbal, handbal și cross. Am participat la Orșova la un meci demonstrativ în care am urmărit câțiva tineri fotbaliști în vederea selecționării pentru Liga 3, pentru centru de copii și junior al unor echipe din ligile superioare. Sunt ceva copii, dar... Frumusețea sportului este aceea că inspiră lumea să facă mișcare, unindu-i ca o mare comunitate, indiferent de unde se află și în ce fel aleg să facă mișcare. Bine gândită, mai ales în zona, într-o zona capitală, unde băieții au nevoie de educație sportivă, au nevoie de ajutare din parte persoanele care se ocupă de la dezvoltare sportivă și nu ceva fain, băieții mult, mult interesant, calitate și divertiment a fost, am văzut că l-a plăcut, se bucură. Am văzut părinți care sunt și lor alături și a fi ceva de repropus și mai bine. Băieții sunt și foarte prins cu faptul ăsta de fotbal, o calitate și trebuie părerea mea să-i punem dintr-un cadru care îi ajutăm să se dezvolte mai bine. Mă bucur de a fi aici, e ceva fain. În cadrul competiției de cross, copiii au fost premiați cu medalii și șepci inscripționate cu ziua olimpică. Bravo, Simona! Simona, nu plăcea! Bine, punem copii, așa să facem. Mi s-a rupt pantalonii, vă. Sportul este un factor important de dezvoltare durabilă, iar tinerii știu foarte bine acest lucru. Activitățile de astăzi au fost pe placul lor și ne-au promis că vor participa ori de câte ori vor avea ocazia. Liceul Teoretic Șerban Cioculescu din municipiul Drobeta Turnu Severin a ieșit câștigător atât la cross cât și la fotbal. Locul întâi la cross, categoria fete, a fost ocupat de Sara Petriș, iar locul întâi la cross, categoria băieți, de Daniel Mihăiță.
Țănicui. Iar în ceea ce privește meciul de fotbal, acesta a fost câștigat cu scorul de 5-2.